Pentru o perioadă, Eugen Dragu nu va mai duce grija asigurării hranei de zi cu zi pentru cele trei fetițe ale sale. Aveți din partea supermarketului Carrefour niște provizii. Acum în pragul sărbătorilor, sperăm să vă bucurați de ele. Vă mulțumim din tot sufletul. Și să aveți o masă mai înveșugată. Vă mulțumim frumos din tot sufletul. Ne bucurăm pentru ce mi-ați adus. Cred că e onorabil că cineva se gândește la o familie care nu are și, cum să spună, este un gest foarte bun. Aveți ce să le puneți pe masă de sărbători. Da, exact. Că de asta mă și gândeam, că noi nu știam dacă o să am sau nu o să am, că trebuie să te lupți, să muncești cu ziua, să te primească cineva, să-ți dea 10-20 de lei ca să muncești și e greu. Mama a fost la fel de impresionată de gestul reprezentanților hipermarketului Carrefour. Mă bucur foarte mult pentru că am primit un ajutor, mai ales pentru copii, este foarte bine. Cred că trebuia să ne chinuim vreo o lună de zile maxim să le obținem ceea ce a dus dumneavoastră aici, de la ajutor. Aveți acum din ce să le faceți de mâncare? Da, avem. Vă mulțumesc din tot sufletul, mai ales pentru copii, mă bucur foarte mult. Elena, în vârstă de 4 ani, Emanuela, de 3 ani și Florentina, de 11 luni, s-au înfruptat cu poftă din darurile aduse. Nu primesc în fiecare zi biscuiți. Ia spune-mi, te bucuri că ai primit dulciuri? Da. De ce? Ce-ți place cel mai mult de aici? Asta, asta, asta. Alimentele au ajuns la timp. Mama nu mai avea nimic de pus pe masă copiilor. Azi n-am avut nimic, absolut nimic. Chiar ne gândeam că trebuia să plece el la cineva să vadă, poate făcea ceva rost de bani să le facem de mâncare. Dacă mă credeți, n-am avut nimic nici ieri și nici astăzi, n-am avut ce să le dau. Ne-a venit o vecină, le-a dat o pâine să mănânce cu niște iaurt și în rest n-am avut absolut nimic. Eugen Dragu și-ar dori să-și găsească un loc de muncă pentru a-și putea întreține familia și ar mai vrea ceva, un televizor pentru ca cele mici să se poată uita la desene. Dacă am avea și un televizor la copiii aceștia, cei mai mici, că mai învață la desene, la ăstea, un alfabet, o ceva, să le place foarte mult. Tot ce ceri. Și cine îți mai place? Jimmy și cu cine? Jimmy cu Pinocchio.